În aceste vremuri este mai important decât oricând să-i ții pe cei mici ocupați. Și nu, nu cu ochii lipiți de televizor, așa cum probabil se întâmplă în acest moment, pentru că, da, știu, lucrezi mai mult de acasă decât ai lucrat vreodată de la birou. E nevoie să fii acolo împreună cu ei, dar trebuie să ai timp să-ți faci și treburile tale, să faci conferințele la care trebuie să participi, să trimiți Excel-urile, să faci acele rapoarte, să faci cât mai mult posibil ca să-ți menții, bineînțeles, nivelul de trai și jobul. În momentul ăsta, dacă stau să mă gândesc, fericit sunt cei care locuiesc împreună cu părinții sau cu bunicii, care pot avea grijă de cei mici și ei se pot concentra pe job. Dar nu, în majoritatea timpului, cei mici vor sta lipiți de televizor. Și știm bine că asta nu e bine. Dăm voie să-ți dau câteva alternative și soluții care să-i motiveze foarte mult pe cei mici să rămână în ciclul acela de învățare, poate nu neapărat cu temele care vin sau nu vin de la școală, ci pur și simplu să își mențină acel program pe care îl aveau și la grădiniță și la școală, în care învață lucruri noi, poate chiar interacționează cu colegilor și, bineînțeles, poți să-ți faci și tu treaba. Cum faci asta? În primul rând trebuie să știi că ai nevoie de o tabletă pentru copilul tău. Dacă are, să zicem, până în 10-12 ani, este soluția ideală, chiar și de la 2 ani, să-i menții interesul activ și, bineînțeles, să-l ajut să învețe multe lucruri. O tabletă are un ecran mult mai mare decât telefonul mobil, pe care probabil deja îl consideră consolă de jocuri, pentru că doar pe asta a putut să facă pe telefonul tău. De fiecare dată, probabil, când ai dat telefonul în drum spre grădiniță sau spre școală, ori la un restaurant, i-ai dat telefonul ca să se joace și să nu te deranjeze, nu? Greșesc? E și asta o greșeală, dar nu despre asta vorbim acum, ci despre faptul că un ecran mai mare o să-i ajute să se concentreze mai bine asupra task-urilor de învățare. Tableta ideală pentru învățare, după părerea mea, ar fi un iPad mini. Nu contează ce generație, poate să fie 1, 2, 3, poate fi și un iPad Air dacă vrei o tabletă cu un ecran mai mare, însă cam astea sunt. Există și foarte multe variante pentru Android și da, sunt soluții de la Samsung, de la Lenovo, chiar Huawei are niște soluții de genul Huawei MediaPad T3, dacă nu mă înșel, undeva pe la 5-600 de lei, însă sfatul meu și recomandarea mea foarte călduroasă, stai departe de tabletele cu Android care au mai puțin de 2 GB de RAM. Orice variantă de Android ar rula pe ele, se va mișca foarte încet și copilul tău își dă seama primul că acea tabletă nu merge cum trebuie, chiar mai repede decât tine sau decât părinții tăi. Poate avea un lag foarte mic care pe el să-l deranjeze și să îl enerveze atât de tare încât să nu vrea să folosească acel dispozitiv. Atenție așadar cu tabletele foarte, foarte slabe pe care le dai celor mici, pentru că jocurile, de exemplu, sau chiar și programele de învățare despre care o să-ți povestesc, au nevoie de un ecran destul de responsiv și de o puțină performanță acolo. Puțină, nu foarte multă. Ar fi o variantă să dai, de exemplu, tableta ta vechi. Poate ai un iPad mai vechi sau o tabletă cu Android mai veche, pe care ți-ai cumpărat-o probabil în momentul în care era pe val acest segment de produse. Dar n-ai folosit-o și nu o să o folosești niciodată, predă ștafeta copilului tău, nu înainte de a-i cumpăra o husă. Există multe tipuri de huse, dar nu sunt cele la care te gândești tu. Husele pentru copii sunt de obicei mult mai groase, au foarte mult cauciuc, au mâneri, de exemplu, poate au niște picioare, niște mâini, ca să le facă puțin mai umane sau mai animale, ca să le spunem așa. Adevărul este că sunt destul de multe huse pentru iPad și mai puține pentru tabletele cu Android, însă sigur o să găsești ceva dacă cauți suficient de bine. Îți dau desigur câteva linkuri în articolul de blog, așa că arunc o privire și pe cavaleria.ro să vezi și programele de care ai nevoie ca să-i ajut să învețe mai bine pe cei mici. O scurtă recomandare, nu te arunca la o tabletă de 3000 de lei sau de 4000 de lei, un iPad Pro de exemplu sau un Galaxy Tab S6 sau un MediaPad Pro, pentru că nu o să o folosești tu, nu-ți cumpăra ție o tabletă pe care să o folosească și cel mic și să o poți folosi și tu, nu e situația. Tableta ar trebui să fie a lui, să știe că poate depinde de ea și că nu este al tău, tocmai pentru că nu vrei să-i restricționezi atât de mult când o folosește, ci eventual cum o folosește și ce aplicații poți instala pe ea. Și aici sunt câteva lucruri pe care trebuie să le știi. Dacă cel mic este chiar mic, adică poate are până în 2 ani, poți să iei o tabletă simplă până într-o 100 de lei, o tabletă digitală de desen. Există mai multe modele în funcție de diagonală, de la 8, la 10, la 12 inch, un preț maxim de 100 de lei și cu posibilitate foarte, foarte redusă de a se strica. Doar dacă nu o aruncă că nu i-a plăcut desenul pe care l-ai făcut tu pentru el. E și asta o variantă.
Îți las și pentru acestea un link mai jos în descriere, mai exact în articolul de pe blog. Așadar, cum configurezi tableta pentru cel mic, pentru că n-ai vrea să știi că se uită pe site-uri care nu sunt destinate copiilor sau că pur și simplu pierd vremea pe un clip de YouTube? Ei bine, există mai multe tipuri de software. Există, în primul rând, un antivirus. Poți să iei, de exemplu, varianta de la Bitdefender, care are și un sistem de protecție pentru copii. Așadar, tu vei ști automat ce se întâmplă pe tableta respectivă și, bineînțeles, o să-ți trimită informații tableta despre ce site-uri a accesat copilul, cât a stat pe ele, poți să-i setezi niște limite, de exemplu, cât timp se poate folosi tableta sau cât timp se poate folosi o anumită aplicație. Poate l-ai lăsat să se joace timp de 45 de minute, să zicem, până când puneți masa și mâncați și na, lucrurile mai întârzie și el se joacă de o oră și jumătate. Software-ul respectiv are capabilitatea de a opri tableta, de a opri programul respectiv ca copilul să-și poată continua activitatea de învățare. O să-ți las, desigur, și o listă cu acestea în articolul de pe blog. Un lucru foarte util pe care poți să-l faci în momentul ăsta este să înveți o limbă străină. Și la fel se aplică și la cei mici. Avantajul lor este că pot învăța foarte ușor o limbă străină și e nevoie de o aplicație precum Duolingo ca să învețe rapid și să fie și corectat ca și cum ar învăța cu un profesor atunci când greșește. Ei au deprins oricum foarte multă engleză dacă s-au uitat la desene animate sau la alte clipuri pe YouTube și cu siguranță o să-i ajuți foarte mult în momentul în care se duc la școală să știe mult mai bine acea limbă străină. Engleza de preferință. Există multe clipuri educaționale și pe zona de YouTube Kids. Este conținut creat special pentru copii, atât pentru cei foarte mici, care încă nici nu știu să vorbească, cât și pentru cei 5, 6, 7, 8, 10 ani chiar. Există mult content educațional acolo pe care îți recomand să-l accesezi. Mai există Class Dojo, care e un model de aplicație care le permite copiilor să interacționeze cu profesorii și e o variantă bună în perioada actuală. Poate reușești să vorbești cu un profesor. Uite, poți să folosească, de exemplu, Google Classroom, care este o suită completă pe care, apropo, școlile o au deja. Tot ce trebuie să facă este ca profesorul respectiv să vorbească la dirigenție și sau la decanat sau oriunde e nevoie, la departamentul tehnic, de exemplu, să obțină acele licențe, să le instaleze. Poți downloada toată suita de aplicații pe tableta ta. Funcționează într-adevăr mult mai bine cu tabletele cu Android, dar pentru asta merge și un desktop sau un laptop sau orice alt computer, dispozitiv conectat la internet ai pe acasă și cu ajutorul aplicației se pot face lecții, poți să faci remote chat, poți să chiar și te și vezi cu profesorul. E o soluție foarte bună care a fost implementată de curând în aproape toată Europa, în toată zona de educație în Europa și la noi întârzie puțin, pentru că nu știm de ea și nu știm că o avem deja și că statul a plătit pentru ea. De fapt, nici măcar n-a plătit, le-a fost oferită gratuit aproape tuturor școlilor din România și e un moment bun să înveți cum funcționează. Cred că e cel mai simplu să-i lași pe cei mici să-și dea seama cum funcționează și o să le spună ei profesorilor. Ar fi mult mai ideal tipul ăsta de învățare. Un alt lucru care poate să-i țină foarte, foarte ocupat și să-i învețe foarte multe este zona de programare. Există câteva limbaje mari de programare gândite special pentru copii, care sunt de tip drag and drop, cu căsuțe, cu diverse obiecte, pot învăța cum să definească acțiunile într-un limbaj de programare, cum să le identifice și tot așa. Dintre ele aș putea să-ți menționez Codeable, Scratch Junior, Tinker, Hopscotch și mai sunt multe altele despre care chiar am vorbit într-un articol la George pe blog și o să-ți dau link și la acela în articolul de pe Cavaleria, ca să știi exact la care tipuri de aplicații mă refer. Chiar poți să iei legătura cu cei cu care am discutat atunci și să vezi dacă fac aceste tipuri de cursuri în timpul săptămânii, în perioada asta. Ar fi o idee iarăși foarte bună pentru ei să-și diversifice portofoliul și să primească mai mulți clienți pentru oricine este interesat. Acum sper că te-am convins și ai deschis deja articolul de pe Cavaleria.ro. Ce trebuie să ții minte din toată această discuție este că copilul tău are nevoie de tabletă, se va descurca mult mai ușor pe o tabletă, pe un ecran cât mai mare, poate fi și una de 12 inci. Dacă nu este prea mare și prea grea pentru el, o să fie ideal. O să o țină în brațe, o să o țină pe masă, o să o țină, nu știu, pe scaun, pe jos, pe pătură, în cortul pe care l-ai făcut acasă, oriunde, dar un ecran mare este ideal. E important să fie tableta lui ca să știe că este unealta lui de învățare, nu este doar
un dispozitiv pe care îl cere de la tine când vrea să se distreze și să se joace. E important să instalezi anumite aplicații pe acea tabletă care îi limitează accesul ca și timp pe anumite tipuri de aplicații și bineînțeles să știi exact cu cine vorbește și unde vorbește cu tableta respectivă. Va fi conectată la internet tot timpul. Este un lucru pe care n-ai cum să-l limitezi, chiar și aplicațiile respective sunt conectate la internet. Trebuie doar să-l monitorizezi și să ai grijă ce face. Cam atât. Din punct de vedere tehnic, ți-am mai zis, ai grijă la tabletele cu mai puțin de 2 GB de RAM pentru că nu le va folosi cel mic. Experiența este vastă în acest domeniu, pentru că toate tabletele pe care le-am recomandat acum 3 sau 4 ani de zile, chiar 5 ani de zile, aveau mai puțin de 1 giga de RAM, iar în momentul de față sunt inutilizabile. Și copiii nu le mai vor. E una totuși o idee mai bunicică, de-aia am menționat iPad-ul, pentru că am văzut că se mișcă foarte bine chiar și acum, după câțiva ani. Cam atât așadar pentru astăzi. Sper că v-au fost utile aceste informații și dacă aveți orice fel de întrebări, de sugestii, poate aveți sugestii legate de alte clipuri pe care le-aș putea face pe această temă, lăsați-mi un comentariu mai jos în secțiunea de comentarii sau pe cavaleria.ro. Eu sunt Radu Neagu și ne vedem data viitoare. Nu uita să dai un like, un share, un subscribe și turtește clopoțelul de notificări. Numai bine!